de jucător tiner cu un jucător cu experiență. Cum reușiți să complet, să îmbinați tinerețea și experiența? Da, am jucători tineri cu potențial, dar care trebuie să crească din punct de vedere valoric. Cei cu experiență trebuie să-i ajute pe cei tineri, iar cei tineri trebuie să-i respecte pe cei cu experiență și să învețe cât mai repede. Trebuie să lăsăm deoparte orice ambiție personală, orice orgoliu, pentru că doar așa putem învăța. Fiind înconjurat de atât de mulți tineri, te mai simți așa la prima tinerețe? Da, nu mă simt încă la prima tinerețe, bine, nu mai am aceeași dorință, este mai mică, dar încerc să nu se vadă chiar așa mult. E mai greu pe teren decât pe bancă? Cum treci meciurile? Că pe bancă este mult mai greu. În teren este altceva, este mai ușor de transmis o indicație, ceva, pentru că ești mai aproape, te percep altfel. Pe bancă mai greu, pentru că este distanța mai mare, sunt și spectatorii, așa că cred că e mai ușor din teren, dar... Mister încearcă să noi, cei mai cu experiență, să-i ajutăm pe cei tineri, ei să vină cu, nu știu, cu vitalitate, cu, pot spune, sperăm să facem o treabă bună. E un vis de când m-am apucat de fotbal, să ajung în prima ligă sau poate chiar și mai sus. Luăm fiecare meci în parte și sperăm că într-o bună zi să ajungem acolo, în prima ligă. Visul meu să joc la Liga 1, că am avut șansa deodată la Steaua să joc, n-am jucat, am prins de călot și acum îmi doresc să joc la Liga 1. Obiectivul e să facem cât mai multe puncte și să intrăm în primele 10, că acolo ăsta e obiectivul nostru. Am început mai prost, acum ne-am mai revenit la joc și asta și sperăm să facem cât mai multe puncte. Obiectivul nostru propus este clasarea între locurile 1-12, realizabil din punctul meu de vedere, doar că trebuie să fim puțin mai constanți în jocuri. Avem foarte mulți jucători tineri, e destul de greu pentru că e lipsa de experiență foarte mare, nivelul destul de bun. E greu, dar cred eu că vom reuși. Cu siguranță, eu așa zic, mai ales la ce lot avem, putem să îndeplinim obiectivul. Cum trebuie să fim realiști și să ne dăm seama că nu avem cum să ne luptăm la promovare. Poate anul viitor, cu mai multă experiență când o să acumulăm, o să fie altceva. Dar anul ăsta ar trebui să ne deprimim obiectivul și să luăm fiecare meci în parte ca o experiență frumoasă și să reușim să câștigăm.